În urmă cu vreo șapte ani de zile, vine profesorul de chimie la noi și ne spune, la mine și la un coleg pe nume Ștefan, ne zice așa, băieți, vă las corigenți la chimie. Și noi le zicem, ok, ce putem face? Și el zice, păi, vă las învățat nimic tot anul. Sigur nu o să vă apucați acum. Dar vă las să faceți ceva cu ceea ce voi știți. Asta însemna, nu ne plăcea să ne jucăm cu calculatorul, să facem programele și lucruri de genul. Și am stat cu Ștefan și ne-am tot gândit ce am putea noi să facem ca să trecem la chimie. Și uite, așa am creat ceva ce noi am numit Chemcraft. Chemcraft era o aplicație de chimie ce indicat tabelul periodic a elementelor într-un într mod mai ușor de înțeles, cu mai multe grafice, cu mai multe date. Și și-am îndeplinit scopul, nu am rămas corigenți ne-am mulțumit cu o notă mai mică, dar chiar mai mult ne-am dat seama că în acea perioadă urmează o competiție de business și am zis, hei, hai să facem ceva cu chestia asta, să nu ne limităm la doar a trece clasa de chimie. Și ne-am înscris. Și am trecut de faza locală. Și am ajuns la faza națională. Și la faza națională, culmea, am câștigat. Și urma faza mondială. Știam de la colegii din anii trecuți că în fiecare an se ține în altă locație în lume. Și eram foarte, foarte bucuroși, pentru că cred că un an înainte a fost prin Brazilia și eram convins că o să mergem și noi într-o țară foarte exotică, dar pentru prima dată, în 70 de ani, de când există acel concurs, s-a ținut în România. <răzări> Însă aici eram eu și Ștefan la finala mondială, reprezentându-ne proiectul în fața peste 100 de țări, bucuroși acolo cu atunci prima noastră afacere împreună, dar am dat seama o chestie foarte interesantă. Noi am construit această aplicație cu un singur scop, să trecem clasa de chimie, să nu rămânem corigenți. Dar ce am făcut a fost să ne rezolvăm nouă o problemă. Și am înțeles cât de important e să rezolvi o problemă pe cât de mică este. Pentru că, întâmplător, Chemcraft, în următoarele luni, a fost descărcat de peste 200.000 de oameni, gratuit. Noi am încercat să ne rezolvăm nouă o problemă, dar, întâmplător, am rezolvat problema pentru alte sute de mii de oameni. În același timp, ne-am dat seama că este foarte important că atunci când faci un lucru să te dedici. Pentru noi scopul era să trecem la chimie, l-am îndeplinit, ne-am pierdut interesul, așa că după vreun an de zile am oprit proiectul. Nu mai eram noi interesați de el. Numele meu este Cornel, m-am născut acum vreo 25 de ani pe la București și în urmă cu vreo 22 arătam cam așa. Ceea ce e neapărat atât de important, însă un pic mai important este că m-am născut într-o familie puțin diferită. Ambii mei părinți sunt persoane cu handicap locomotor, ceea ce înseamnă că nu se pot deplasa fără sisteme de asistență. Și când te naști într-o astfel de familie, lucrurile sunt un pic diferite. Casa în care am copilărit era foarte diferită de casele colegilor mei, Întrerupătoarele, de exemplu, nu erau puse în înălțimea normală, ci mult mai jos, ca părinții mei să le poată accesa. Mobila era orientată într-un mod încât ei să poată să țină de ea. Și vă dați seama că n-am putut să fac același lucru cu părinții mei, pe care majoritatea le a putut. Nu am putut niciodată să joc fotbal cu tatăl meu, părinții mei nu veneau niciodată la școală, ne putând să deplaseze ușor. Însă asta pe mine m-a făcut foarte curios. De ce vin dintr-o familie atât de diferită? Și curiozitatea asta am avut noroc să pot să o hrănesc. De la enciclopedia am învățat să citesc în brațele surorii mele când aveam trei ani de zile. La șapte am început să programez și am tot continuat, tot continuat să învăț lucruri, tocmai încercând să-mi hrănesc această curiozitate dată de faptul că veneam dintr-o familie diferită. Și tot ansamblând și punând lucrurile cap la cap, am ajuns să construiesc roboți. Și ăsta sunt eu cu primul meu robot, acum, cred că, 10 ani, aveam 14-15 ani în poză, nimic nu s-a schimbat, părul e un pic mai scurt acum. Ce făcea jucăria asta mică și galbenă? Scopul ei era să fie trimisă în dărâmăturile de după un cutremur. Avea o cameră, vedea în întuneric, puteai să o controlezi la distanță, îți trebuia doar un laptop cu o anumită unitate conectată, vedea imaginile pe care ți le trimitea, avea senzori de gaze ca să dai seama dacă există vreo scurgere, Însă cel mai interesant lucru este cum l-am testat noi prima dată. Nu în scopul pe care îl avea, ci era clasa nouă și tocmai mă mutasem în internatul liceului meu. Acest internat avea o regulă foarte simplă. La etajul 3 stau băieții, la etajul 1 stau fetele și sub nicio formă nu au voie băieții să meargă la fete sau fetele la băieți. Evident. Dar nicăieri în regulă nu spunea ceva de un robot. Așa că într-o seară, împreună cu foarte puțini colegi, vreo 40, l-am pus la intrare în Căminul Fetelor, noaptea târziu, ne-am întors la mine în cameră, în fața laptopului meu, era un anfiteatru, cu toții ne uitam atent și am explorat Căminul Fetelor timp de două ore. Asta făceam eu cu tehnologia când eram la începutul liceului. Vă puteți da seama ce făceam la începutul facultății. După ce am construit robotul acesta și multe altele, multe alte, am, am auzit așa de un concurs de, de antreprenoriat. Și vorbind cu oamenii din jurul meu care și ei construiau lucruri împreună cu mine, am spus, mă, hai să ne băgăm și noi aici, pentru că am văzut foarte mulți colegi vor să facă același lucru, hai să intrăm și noi acolo. Și ne-am tot gândim noi, hei, ce am putea noi să construim care oamenii chiar să cumpere? Nu știu, aveam vreo 15-16 ani. Și ne-am tot gândit, ne am tot gândit, am tot gândit, am tot gândit, am tot gândit și am ajuns la ideea, care am crezut noi că este finală, o brățară wireless cu niște lumini pe ea, pe care DJ-ul putea să o controleze într-un club ce culoare are. Și am zis că asta ar fi o chestie cool. Problema era alta însă. Nici unul dintre oamenii dintre mine sau oamenii din jurul meu nu fusese în vreodată într-un club. Aveam o mare noroc că nimeni din clasele noastre nu fusese vreodată. Și că am tot vorbit ideea asta cu diversi oameni, au spus, mă, nu știu, nu știu dacă o să fie bună, probabil nu. Așa că am renunțat la ea și am început să ne gândim la alta. Doi ani după ce am renunțat la ideea asta, s-a întâmplat asta. Dar nu ea noastră. e noastră. Era un concert a unei formații și, da, am ieșuat. No, -am, am avut ideea primii, dar n-am făcut nimic cu ea. Însă, înapoi atunci, am stat să ne gândim, hei, ce am putea să construim. Și eram într-o pană mare de idei. Până când întâmplător mă plim prin casa părinților și găsesc două obiecte rotunde foarte aproape una de alta. Primul era un disc de vinil, aceste discuri pe care le pui în picap ca să asculți muzică sau ca părinții noștri să asculte muzică, și lângă era un ceas. Și uite așa ne-a venit nouă ideea să facem ceasuri din discuri de vinil și le-am numit Clock Records. Ce făceam noi cu chestiile astea? Cumpăram niște mecanisme de ceas din China, luam discuri de venil second hand, le ansamblam, pe unele le vopseam aurii ca să pară discu de aur, pe unele argintii ca să pară discul de platină, puneam într-o cutie, într cutie de pizza, care era printată la comandă cu logo-ul nostru, și țin minte că am primit la un moment oportunitatea să le vindem la un mare târg de carte din București. Și acel târg de carte avea patru zile, noi am zis că dacă sunt 4 zile, o să vindem 40 de ceasuri. Și am făcut 40, ne-am dus în prima zi acolo, le-am vândut în prima oră. Fugare pe de acasă, mai construiește 100, a doua zi am vândut 100. Și tot așa, până la finalul târgului, am vândut 400 și de ceasuri. Ele costau vreo 15 lei să le facem și le vindeam cu 60-70. Ceea ce a fost destul de bine, pentru că nu eram la 10. -a. Am avut oportunitatea cu proiectul ăsta să mergem uh, la un concurs în Elveția, unde am primit un stand, și de fapt chiar de acolo este poza, am primit un stand de unde puteam să vindem, și bineînțeles că nu le-am vândut la preț de România, ci am pus prețuri mult mai mari, și acest stand se afla în gara centrală din Zurich, plin, plin de oameni. O colegă a avut ideea să atârnăm un ceas de-al nostru într-un punct un pic mai central în gară, și ce s-a întâmplat era incredibil. Oamenii care treceau pe acolo, ieșeau din trenuri, se uitau la ceasul nostru și își luau ora de pe el. Ceea ce pe noi ne-a impresionat foarte mult, pentru că vreo 3 metri mai sus era un Rolex, cam atâta. Dar un ceas românesc dicta ora în gara din Zurich. Din că ți am învățat foarte multe lucruri. A fost prima dată când noi am intrat în antreprenoria și am încercat să facem lucruri prin să facem lucruri să le vindem. Am învățat că, în primul rând, este posibil la 15-16 ani să ai o afacere nu legal? Să vinzi, să obții bani de pe chestia asta și chiar să funcționeze. Este absolut posibil. În același timp, am învățat că este foarte important cu cine începi. Pentru că o coechipieră, era și prietena mea de atunci, la 15 ani, inevitabil prima ceartă a închis compania. Așa mi s-a închis mie prima mea companie. Da. Vreau să facem uh, un mic exercițiu înainte de această poveste, că tot este dimineață. Puteți să vă ridicați cu toții? Hai, toată lumea în picioare. Eu oricum nu vor mai mult de două rânduri, dar sper că și în spate v-ați ridicat. A, ah, uite, acum vă mersi. Vreau cu toții să ridicați mâna stângă. Absolut toată lumea vreau să ridice mâna stângă. Dacă purtați ochelari, vreau să-i dați jos cu mâna dreaptă. Dați-i jos și puneți undeva în spate. Nu-i țineți în mână că nu o să le iasă bine. E, ce vreau acum să faceți e să vă acoperiți perfect ochii. Nimeni n-are voie să vadă. Acoperiți-vă ochii cu mâna stângă. Cu mâna stângă, da, scuzați-mă. Mâna cea care te sus, puneți-o la ochii acum. E, și provocarea mea pentru voi acum, când n-ar trebui nici nu să vedeți, E să încercați să dați mâna cu oamenii din jur. Pe cât de amuzant este un astfel de exercițiu pentru noi, este, din păcate, o realitate pentru aproximativ 40 de milioane de oameni în lume care nu văd. Noi, când am aflat lucrul acesta, eram în facultate, am început să vedem hey, ce există în acest moment, ce tehnologii și ce soluții există pentru acest handicap. Și am găsit că cea mai folosită soluție încă arată așa. Încă este câinele ghid. Câinele ghid însă are câteva probleme. În primul rând, e foarte scump antrenamentul unuia. 40 de mii, 50 de mii, în anumite țări 30.000 de, de dolari costă antrenamentul unui câine ghid. Antrenamentul începe în a patra zi după naștere. Acest câini, de când se nasc, până când, se, când ies la pensie, să zicem așa, există și conceptul ăsta pentru ei, practic trec printr-un program incredibil de intens, trăiesc într-o închisoare psihologică în care nu au voie să interacționeze cu alți câini decât dacă primesc voia, nu au voie să interacționeze cu alți oameni, au un cel și trebuie să-l facă. Dar de departe, cea mai mare problemă pe care o au este că sunt 40 de milioane de nevăzători și doar 20 de mii de câini ghid în lume. Pur și simplu, soluția nu este scalabilă. Și noi gândindu-ne la asta, ne-am ne tot întrebat ce am putea face. Și începând în facultate, în anul 2, am început să lucrăm la un sistem pe care îl numim Lumen. Asta este chiar o poză recentă cu sistemul, pe care n-am mai publicat-o până acum. Este o poză chiar din anul acesta a sistemului, dar ca să vă explic un pic ce face Lumen. Lumen are ceea ce noi numim un senzor tridimensional. Un senzor tridimensional poate să înțeleagă distanță și formă. Înțelege că sunt niște monitoare în fața mea și că sunt niște scaune și niște oameni. În același mod în care ochii înțeleg distanță, oamenii avem vedere stereoscopică, avem ambii ochi frontali pentru a putea, în primul rând, percepe distanță, cum se mișcă obiectele, formă și, ulterior, în ultimul rând, culoare. În același mod, lumea percepe lumea, o procesează intern și o reprezintă nevăzătorilor prin impulsuri electrice în zona frunții. Practic, acest impulsuri reprezintă cum, cum unde se află obiectele din față, cum se mișcă și aproximativ ce formă au. Am început proiectul ăsta acum câțiva ani de zile. Dacă nu mă înșel, primul prototip este cel de stânga sus. Cred că am construit vreo 50 de atunci până acum. Țin minte primele teste pe care le-am făcut. Ne-am legat noi la ochi, eram încă în facultate, ne-am pus sistemul. Am rugat un coleg să ne învârtă prin cameră, să nu mai știm unde ne aflăm și reușeam, după un pic de chin, să găsim ușa deschisă să ieșim pe ea. Când am făcut prima dată teste pe nevăzători, tot pe vremea aceea, au reușit inclusiv să prindă o minge de această mărime, fără să o simtă vreodată înainte. Primul prototip un pic mai comercial arăta cam așa, Asta eram eu, sper să nu am nevoie vreodată de el, am învățat niște lucruri foarte importante din lumen, de departe, cel mai important este o expresie pe care o zic în engleză, pentru că, sincer, nu știu cum să o traduc atât de bine. Make meaning, not money. La ce se referă? Noi când am început acest concept, acest prototip, acest proiect, am pornit cu scopul de a ajuta. Ulterior, când căutam primii investitori, am aflat că este o piață de 7 miliarde de dolari și nici până în ziua de astăzi competiția nu este foarte mare pe ea. Ne-am dat seama că atunci când încep cu o problemă, o problemă clară și vrei să vii cu o soluție și acea soluție ajută, inevitabil vei ajunge la bani. De cele mai multe ori, din păcate, lucrurile sunt exact invers. Cum obțin bani, găsesc o soluție și în ultimul rând găsesc o problemă pe care acea soluție o rezolvă. În același timp, am învățat că lucrurile durează de obicei și durează destul de mult. Noi când am pornit proiectul am spus că într-un an și jumătate o să fim pe piață. Ne-am înșelat cu un factor de aproape 3, dacă reușim la anunț în final și sperăm să-l punem pe piață. Pentru lume, dar și pentru alte proiecte, în urmă cu un an am avut o foarte mare onoare. Am reușit să aduc României un premiu ce nu a fost niciodată câștigat de România, anume Ten Outstanding Young Persons of the World, un premiu ce în trecut a fost câștigat de președinți precum John F. Kennedy, de artiști mai cool precum Elvis Presley, și aici eram în, în India acum, acum un an de zile când l-am ridicat. Purtam mândru steagul României în jurul meu, însă mi-a amintit un lucru chiar în acele momente. Era octombrie 2018. În octombrie 2008, 10 ani înainte, obținusem prima medalie de aur cu un robot la un concurs în, în Turkmenistan. Și țin minte, la acea olimpiadă în Turkmenistan, că am fost primiți cu limuzine, cu escortă, cu poliție, cu ambulanțe, incredibil ce era acolo, nu, nu vreau să cred cine suntem. Dar când am plecat, 12 ore de zbor cu conexiuni, am ajuns în București, am aterizat cu medalia de aur la gât și m-am urcat în mașina lor mei, eram lihnit de foame și pe drum am întrebat pe toată meu, am putea să ne oprim la un fast food, să-mi iau ceva de mâncare? Și răspunsul a fost că nu ne permitem. Ceea ce era destul de dubios pentru că aveam o medalie de 300 de grame de aur la gât. Am rugat-o pe mama mea să facă o poză acestei medalii acum, acum câteva zile și îmi place foarte mult cadrul în care l-a făcut. Eu mi-am găsit vocea mea acasă, în ciuda familiei din care vin. Am reușit să mă folosesc de asta și să fac lucrurile pe care îmi place să le fac. Și sper să vă găsești și voi vocea. Mulțumesc!